astăzi împreună la finalul maratonului colectării selective a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice în municipiul Onești. Acest maraton a fost organizat de municipiul Onești și, ca de obicei, am avut sprijinul necondiționat al domnului primar Laurențiu Neghină, precum și al membrilor Consiliului Local al municipiului Onești. Avem astăzi invitație de onoare din cadrul Consiliului Județean, pe domnul vicepreședinte Gelu Panfil, pe domnul consilier Pleșca Bogdan. Mulțumim încă o dată pentru, de asemenea, sprijinul necondiționat în tot ce înseamnă activități legate de protecția mediului. Avem reprezentant de seamă de la Agenția de Protecție a Mediului, doamna Ionos Maria, un prieten și colaborator de asemenea de nădejde. Din partea ADIS, astăzi îi avem invitați pe doamna Oana Irimia și pe domnul Buceanu Andrei. Le mulțumim și dumnealor. Totdeauna am avut un sprijin, o înțelegere și o colaborare deosebită. Acest maraton, care a însemnat o muncă asiduă în echipă, n-ar fi putut avea niște rezultate deosebite, cum considerăm că le avem astăzi. Respectiv, am reușit să strângem în perioada 21 martie, 8 aprilie, 15.200 de kilograme de deșeuri, numite pe scurt DEE, care reprezintă 1.288 de bucăți de echipamente. Deci n-am fi reușit această performanță fără sprijinul operatorului colector Octogreen, SRL Măgura, niște oameni deosebiți și dedicați acestei activități. Nu este prima dată, nu suntem la prima colaborare, însă am creat o legătură deosebită și ne bazăm pe dumnealor în continuare în ce privește viitoarele campanii pe care le vom face. Am avut în cadrul primăriei municipiului Onești sprijinul în primul rând al colegilor mei din cadrul Biroului de Monitorizare Servicii Publice. Și de asemenea, la nivel de oraș, sprijinul tinerilor din cadrul Colegiului Național Gheorghe Asachi, împreună cu cadrele didactice de acolo, precum și sprijinul tinerilor din cadrul Asociației de Tineret Onestin, foarte dedicați acțiunilor ce țin de protejarea mediului. Mulțumesc în continuare tuturor, mulțumesc cetățenilor care s-au dovedit foarte receptivi la această campanie și au participat, uitați, până în ultima clipă la colectarea acestor tipuri de deșeuri. Campania a avut drept țintă educarea, informarea și stimularea cetățenilor în ce privește importanța colectării selective a deșeurilor în general și în mod special în cadrul acestei campanii a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice. Vom continua activități de acest fel pe tot parcursul anului și încă o dată eu vă mulțumesc, mulțumesc tuturor și dau cuvântul domnului primar al municipiului Onești, domnului Neghină. Mulțumesc! Da, mulțumesc! În primul rând, bine ați venit! Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru implicare. Așa cum a spus și doamna Culubei, foarte mult s-au implicat în realizarea acestui obiectiv, dar cred că, într-adevăr, cei mai dacă suntem pe un loc fruntaș, localitatea noastră se află pe un loc fruntaș la colectarea acestor deșeuri electrice, meritul cel mai mare este al oreștilor, care au înțeles importanța colectării selective, nu doar a deșeurilor electrice, ci a tuturor deșeurilor. Suntem pe un
pe o pantă crescătoare la toate deșeurile. Mai nou se colectează și deșeuri din compost. Sperăm și aici să fie, să avem rezultate frumoase. Încă o dată vă mulțumesc și domnul vicepreședinte, dacă vrea să ne spună două cuvinte, bine ați venit. Da, bună ziua, domnule. Mulțumesc de invitație. Da, așa cum fac în fiecare zi, mă reîntorc la Onești. Un demers cu totul și cu totul deosebit, lăudabil, demn de încurajat, din punctul meu de vedere, și nu numai, pentru că și Consiliul Județean, știți foarte bine, sprijină acest gen de demersuri, mai ales că avem mult, mult de lucrat, trebuie să recunoaștem la această selectare, de fapt, colectare selectivă a deșeurilor. Îl felicit pe colegul meu, pe Bogdan Pleșca, pentru modul în care se implică pe acest segment, mă rog, nu numai pe ceea ce privește deșeurile electrice și electronice, cât și celelalte aspecte ale colectării selective. Felicitări încă o dată și la mai mare! Dacă se poate, aș vrea să zic și eu două cuvinte. În primul rând, mulțumesc, domnul primar, pentru implicarea dumneavoastră și aparatului de specialitate în această campanie de colectare a deșeurilor electrice. Ca de fiecare dată, municipiul Onești ne-a depășit așteptările. Dacă anul trecut s-au colectat în jur de 12 tone într-o singură campanie, anul acesta am ajuns la 15 tone 200, ceea ce se vede o îmbunătățire de la an la an. Se vede când, chiar dacă operatorul de colectare se implică activ și își face treaba până la capăt, se vede implicarea și celorlalte instituții, cum sunt Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate Bacău, care e în subordinea Consiliului Județean. Implicarea Consiliului Județean prin domnul vicepreședinte Gelu Panfil, mai mult aici pe Onești, implicarea Agenției de Protecție a Mediului și, în ultimul rând, al operatorului de colectare, o problemă care a ridicat toate deșeurile electrice și electronice de la populație, de la firme, de la instituțiile din municipiul Onești. Vreau să vă zic că m-am uitat un pic pe statistică și am văzut că s-au colectat 15.200 de kilograme de deșeuri electrice. Au fost 1.288 de bucăți de deșeuri electrice colectate și s-a intrat în peste 130-140 de case în municipiul Onești, unde s-au ridicat de la domiciliul populației. Bineînțeles, ca să sărbătorim zilele colectării deșeurilor electrice, cum altfel decât cu o tombolă organizată de către operatorul Octobin SRL și Ecopozitive sau OTR-ul care ne susține de fiecare dată în acțiunile de colectare a deșeurilor electrice. Și avem puse la dispoziție niște premii pentru a educa și a conștientiza și a felicita oneștinii pentru colectarea selectivă. În continuare să-i dau cuvântul și doamnei Oana Irimia de la Agenția Intercomunitară de Salubritate Bacău și, în ultimul rând, doamnei Maria Iunuș de la Agenția de Protecție a Mediului Bacău, ca să ne zică două cuvinte, după care vom trece la extragerea premiilor, la extragerea, la felicitarea oneștenilor pentru colectarea selectivă. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Bogdan. Ne bucurăm să fim astăzi aici la un eveniment așa de scris și felicitări de mers organizat de Primăria Municipiului Onești. Considerăm că e un bun exemplu de urma de toate localitățile de pe rasul județului, unde ne dorim să existe astfel de campanii pe care le susținem cu tot ceea ce va ține de noi. Și mult succes celor care s-au implicat, care au participat la tombola, să se regăsească printre câștigători. Și am uitat să mai zic două cuvinte. Aș vrea să-l felicit pe domnul primar și pentru departamentul de mediu pe care l-are înființat aici în cadrul primăriei Onești. Vreau să vă zic că la nivelul județului Bacău, puține departamente de mediu sunt foarte bine organizate și implicate în tot felul de campanii de colectare selectivă și de care pun accent pe partea asta de reciclare. Domnul Mulțumesc.
Nu am să gândesc, vreau să mai spun și eu două cuvinte. Profit de ocazie că suntem pe la acest eveniment și poate ne urmăresc oneștenii, vreau să le mai aduc încă o dată la cunoștință că în incinta oborului săptămânal avem amenajată o platformă unde colectăm gratuit deșeuri voluminoase și deșeuri din construcții. Amenzile sunt extrem de mari dacă le arunc în alte locuri decât în locul unde noi l-am pus la dispoziție. Dacă până să punem, să organizăm acest depozit de colectare a acestor deșeuri, eram mai indulgenți în aplicarea sancțiunilor, acum nu vom tolera reaua intenție. Și sancțiunile vor fi maxime, n-am niciun fel de problemă dacă se vor aplica aceste sancțiuni, dacă cei rău intenționați nu vor să se repoziționeze și să facă așa cum trebuie, să depună acolo unde noi le-am pus la dispoziție gratuit acest serviciu. Primăria plătește pentru acest serviciu cu destul de mulți bani și aș vrea să se și folosească de către oneșteni. Mulțumesc! Da, mulțumesc pentru... Îmi cer scuze că m-am băgat peste dumneavoastră. Voi fi și mai scurtă decât antevorbitorii mei. Mă bucur că ați dorit și în acest an ca Agenția pentru Protecția Mediului să fie partener în demersul dumneavoastră. Și vă felicit pentru că această campanie, care a devenit un obicei deja, avansează cu pași spre un nivel superior. Important este că cetățenii înțeleg că trebuie să se debaraseze de aceste deșeuri, de ori și nu numai de către acestea, și că, în primul rând, stă în puterea lor să-și schimbe mentalitatea ca autoritățile să-și ușureze munca și efortul. Și că omul sfințește locul, de când doamna Golubei este în primăria Onești, la Departamentul de Mediu, comunicarea noastră cu primăria Onești s-a îmbunătățit simțitor, aproape că nu trebuie să mai fac nimic, este suficient să dau un semnal și să anunț. Și fac aici o paranteză că și în programul Curățăm România sunt convinsă că primăria va face o față frumoasă, astfel încât rezultatele sunt pe măsură. Și uneori chiar și concurența este un lucru pozitiv, pentru că te mobilizează mai mult să te audă pășești. Felicitarea nu vine doar pentru cei direct implicați din primărie și din celelalte entități care au făcut ca pe această masă să fie aceste premii pentru cetățeni. Felicitarea vine și pentru cetățenii acestui municipiu, care au înțeles că mai au obiecte prin casă de care se pot debarasa, nu neapărat pentru că vine Paștele acum, ci cu orice altă ocazie. Și sunt convinsă că primăria a asigurat toate demersurile astfel încât să-i poată ușura pe cetățeni să scape de ele. Felicitările vor fi pe măsura rezultatelor care vor continua. Încă o dată felicitări pentru toată lumea. Continuare, zic să trecem la lucrurile care interesează pe oneșteni, adică la premierea persoanelor care au colectat selectiv și au pus baza acestei campanii. Invit operatorul să... să amintă ce o să arăt și la cameră că sunt tichetele de tombolă. În momentul în care au fost solicitați, s-a lăsat un tichet de tombolă persoanei care a predat deșeul de electric și un tichet, o copie a rămas la operator pentru a participa la tombolă. De unde încep? Eu zic să mă iau așa? Începem la, cu doamna... Dacă nu înțelegeți, nu știu. Da. Deci avem de dat un fier de călcat. Înțeles. Deci pentru fierul de călcat. Stratic, Valentin, ia vedeți, Mărășești, 8P. Da. Cum? Stratic. Stratic, Valentin. Mărășești, 8P. Strada Mărășești, 8P. Fie de calcul, da? Da, televizor și echipamente stau cu departe ca să... Așa. Da, mă urmăși. Tot în fie de calcat. Da.
național, de Bucau, Petre. Da. Cum? Antal. Antal? Berbecaru Petre. Deci Antal Berbecaru Petre, de pe strada stadionului numărul 7. A predat un televizor. Cafetieră. Nu așa? Domnul Vice, vedem care e norocosul. Ciurescu Victor Daniel. Nu mai dau adresa, pero... Tot frigider. Că el a câștigat tot ce fie. Sperăm că a fost bolul plin. Și am cu cafetieră. Zic să lăsăm pe domnul primar să extragă pe el. Acum nu, acum tot o cafetieră, lăsă și frigiderul să... Răileanu Aura. Belvedere. Să continuăm cu prăjitorul de pâine, la Marucau. Niculescu Estera, strada Libertății, numărul 5. Cu Mariana, de la Stata Mărășești, a predat monitor și alte echipamente. Prejitor de pâine. Dacă ești din public, dacă vreți, poate aveți noroc, să știți. Nu se știe. Dați și la presă să ne ajute. La presă, mai sigur. Dar la toată lumea, că avem de ce. Sandwich maker. Andrei Victor, strada Cașinului. Un monitor. Așa, și dat un sandwich maker. Încă unul, mai avem. Suntem și din... Da, așa, nu lumea se extragă, ca să... Vedem, poate aveți noroc, dacă tot v-ați prezentat astăzi. Irotachi Mihaela. Da, Irotachi Mihaela, strada Republicii 40. Un boiler, vedeți. Așa. Șurubelniță electrică, avem două. Țilă Elena Corina, strada Iliacului, numărul 3. Da, televizor, imprimantă și altă echipare. Da. Încă o șurubelniță electrică. Mergem așa, nu? Brezeanu Marcel. Da, Brezeanu Marcelovic, strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 23. Centrală și frigider. În continuare extragem coasa electrică, două coase electrice. Simionescu Gabriel, Mărășești 131. Da, așa, mai avem o coasă electrică. Cuibar Petrică. Cuibar Petrică, da. Strada Spitalului. Așa, două mașini de găurit. Ian cu Marina. Nu știu ce scrie. Ian cu Marina, strada Sintezii, numărul 20. Așa. Mai luăm o mașină de găurit, o să mai iau o dată. Mai iau o dată. Grigoraș Ionel. Da, deci Grigoraș Ionel, strada Stirien, numărul 12. Monitor și informare. Așa. Două aspiratoare, doamna Ionoș.
Rusandu Nicolae a predat 3 televizoare. Aspirator, nu? Și acum mai avem un aspirator pentru care domnul Bice și frigiderul care... Tot al lui primar. Care s-a ocupat ăla la prima dată. Simionescu Iuliana, Mărășești, 131. Totul familia Simionescu este fericită. Are două. Am predat mai multe, da, frigider și da. Cred că... Da, da, da. Așa. Și acum marele premiu să dăm și, și frigiderul. În primar. Nu? Vedem cine e norocosul. Slăbov Doina. Slăbov Doina. Slavu Rosete. Slavug. 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 Saragas și alte echipamente. Da. Doina a câștigat marele premiu frigider. Vă aflați printre câștigători? Nu? Ați abonat? Nici o problemă, ați văzut că totul a fost transparent. Printre dumneavoastră. Da? Am înțeles. Cum, vă mulțumim pentru participare. Mulțumim încă o dată administrației locale și Consiliului Județean și tuturor administrațiilor implicate, instituțiilor implicate în această campanie de colectare. Mulțumim operatorului de colectare, iar dacă mai aveți de predat deșeuri electrice și electronice, se pot prelua cu titlul gratuit un apel la 0785-151-151. Și acestea fiind spuse... Să reiterăm. Da, o să mai facem astfel de campanii când o să ne mai solicite doamna Curlubei și felicitări tuturor cunoștenilor pentru colectare selectivă. Mulțumim. Mulțumim. O zi bună.